Constanțenii au fost invitați duminica aceasta la tradiționalul concert prepascal în vremea aceea. Spectacolul a fost pus în scenă la Casa de Cultură din Constanța de către Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Fresca muzicală, consacrată patimilor Mântuitorului, conține 9 tablouri cu denumiri care fac trimitere la momente pe care le istorisesc Evangheliile, precum Plângerea Apostolilor, Ecce Homo sau Drumul Golgotei. Fără acest oratoriu, n-aș mai putea să mai întâmpin pe deplin săptămâna patimilor. Acest oratoriu ne dă adevărat un avânt, o contemporaneitate cu cele ce s-au petrecut în drumul spre Golgota. Noi în seara aceasta am fost cu toții în drumul spre Golgota. Concertul l-a avut la pupitru pe părintele arhidiacon Ion Iulian Dumitru și s-a desfășurat în parteneriat cu Orchestra Teatrului Național Oleg Danovski din Constanța. Evenimentul se află la cea de-a 7-a ediție.